În 2023 ne-am luat adio de la multe vedete din lumea muzicii, a filmului sau a modei. Tina Turner, Sinead the Connor, Matthew Perry sau Paco Rabanne sunt doar câteva dintre celebritățile care au părăsit această lume. Milioane de fani au continuat să-și rămas bun de la nume mari din muzică, film, sport, dar și din alte domenii. Nume celebre au plecat la ceruri încă de la începutul anului și au lăsat un gol imens în sufletele celor dragi, dar și al celor care îi admirau. Este vorba de persoane cunoscute din actorie, muzică, dar și din lumea sportului. 2023 l-a pierdut și pe cântărețul și compozitorul irlandez Shane McGowan, care a fost solistul trupei de punk Celtic. Nume celebre care ne-au părăsit în acest an se numără Lisa Marie Presley. Fosta actriță și cântăreață, Lisa avea 54 de ani și a fost unica fiică a lui Elvis Presley. Înainte de a trece în neființă, ea a acuzat dureri abdominale timp de mai multe săptămâni, iar autopsia a relevat că a murit din cauza unei obstrucții intestinale. Tot în ianuarie a trecut în neființă și Gina Lollobrigida, actrița numită cândva cea mai frumoasă femeie din lume, a murit la vârsta de 95 de ani, după ce fusese internată în spital mai multe săptămâni. În adolescență a făcut modeling și a participat la concursuri de frumusețe, iar în 1947 a ocupat locul al treilea la concursul Miss Italia. În februarie și lumea modei a fost în doliu după trecerea în neființă la vârsta de 88 de ani a designerului spaniol Paco Rabanne. El și-a câștigat faima la nivel mondial pentru creațiile vestimentare excentrice și a fost unul dintre primii creatori de parfumuri care a făcut lansări online la mijlocul anilor 1990. În 1999, după 10 de ani în care a fost unul dintre cei mai importanți inovatori din industrie, Rabanne s-a retras din lumea modei, iar în ultimii 24 de ani el a fost văzut foarte rar în public. La finalul lunii februarie a încetat din viață și Raquel Welch, unul dintre sex simbolurile anilor 70. Fosta gloria cinematografiei avea 82 de ani, iar cariera ei s-a întins pe parcursul a peste 50 de ani. Lumea divertismentului și-a luat adio de la mulți oameni, inclusiv Matthew Perry, Raquel Welch, Tina Turner sau Shane McGowan. Starul din Friends, Matthew Perry, a fost găsit mort la 54 de ani la domiciliul său din Los Angeles pe 28 octombrie. Actorul era cel mai cunoscut pentru rolul sarcastic, dar adorabil al lui Chandler Bing în toate cele 10 sezoane ale îndrăgitului sitcom Friends, jucând alături de Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc și David Schwimmer.